Bun găsit, dragi prieteni ai basketului. Suntem la 40 de minute de rezultatul care poate însemna o nouă premieră românească în ultimii ani, o serie de rezultate încurajatoare pentru viitorul basketului în România. Au avut s-au întâmplat în ultimul timp, au avut loc. Mai întâi, fetele de la Târgoviște au reușit un sezon excepțional în Euroliga feminină. Apoi, Universitatea Goldiș Icim Arad câștigă o competiție europeană, este vorba de Cupa Europei Centrale, într-un Final Four disputat în Cehia la Brno. Și acum Gazmetan Media și este aproape la o victorie și jumătate, să spunem, de calificarea în play-off, în Euro Challenge. Sunt necesare două lucruri, trebuie să se întâmple două lucruri astăzi pentru ca reprezentanta României, singura rămasă în luptă în Europa în acest moment, Gazmetan Mediaș, să treacă mai departe. Mai întâi trupa lui Marcel Center, acum în prim plan, trebuie să câștige partida aceasta împotriva celor de la Ventspils. Iată și brigada de arbitri, un bosniac, un bulgar și un rus sunt cei care taie și spânzură astăzi. Spuneam, în același timp însă, finlandezii de la Joensuun Kataja trebuie să piardă acasă cu Pinar Karşıyaka, turcii ocupând în acest moment primul loc în grupă și fiind calificați în etapa următoare. Eu sunt Ștefan Leca și vă invit ca de la această oră să urmăriți partida dintre Gazmetan Mediaș și Basket Club Ventspils. Nu joacă, sigur, sunt mai multe întrebări venite pe pagina Basket la Digisport referitoare la componența echipei noastre. Din păcate, trebuie să o spunem, Devon Mitchell nu va juca și, apropo de întrebări și de comentarii, vă rog să nu folosiți mesajele private, ci să împărtășiți cu toții. Suntem, am sărit de 1600, suntem 1645 de fani ai basketului care dialogăm pe această pagină, pe Basket la Digisport, așa că vă invit să o faceți și la meciul de astăzi. Lume multă, majoritatea spectatorilor au venit îmbrăcați în alb la inițiativa Asociației suporterilor. Lupii Negri vor în alb la meciul, vor lumea în alb la acest meci. Și iată, aproape o treime dintre spectatori au ascultat îndemnul fanilor organizați într-o asociație și au îmbrăcat un tricou sau o bluză albă. În alb joacă și elevii lui Marcel Center. Din păcate, nu vom ști la finalul meciului dacă gazul este calificată mai departe sau nu, indiferent de rezultatul final. Bine, știm, dacă pierd ai noștri, nu mergem mai departe, dar dacă gazul câștigă, nu vom ști până la finalul meciului dintre Joensuun Kataja și Pinar Karşıyaka ce se întâmplă dacă merg ai noștri mai departe în play-off sau nu. Din păcate, nu se joacă cele două partide la aceeași oră și asta nu mi se pare, acest lucru nu mi se pare unul normal. La a doua angajare între doi, în fine, se dă drumul la meci. Am câștigat noi această minge și suntem în ofensivă prin bulgarul Lilov. Shailo Ivanović, Cristanović și Mandache sunt ceilalți titulari ai lui Center. Aruncă și marchează două puncte Zoran Cristanović. Ne vedem finalizarea lui Zoki, nu de atac ne temem, ci de defensivă. Letonii au un atac excepțional, iată-l pe Mandache, furându-i mingea lui Laxa.
Din păcate, Shiloh greșește pasa. Și acum Walters. Se apără bine Ivanović la același Laxa, considerat de ziariștii din Ventspils cel mai bun jucător al meciului tur, alături de Laxa și Falters. Mai sunt pe teren Zakis, Berzins și Sims. Americanul cu numărul 12 a aruncat la coș, a ratat de la linia de libere. Încercarea suplimentară. Și acum din nou Krstanović prinde ofensiv Shiloh, pune mingea alături, prinde și Lilov în atac și se fluieră fault. Marcel Center aplaudă această determinare a băieților noștri. Am văzut în tribună și pe Octavian Șerban, cel care ocupă în acest moment funcția de consilier al antrenorului principal. Pătrunde Lilov, scoate la Zoran Krstanović, încă o dată aruncă, dar ratează Zoki. Contraatac cu Sims la minge. Continuare 2-2 după un minut și jumătate de la începutul partidei. Ne apărăm foarte aproape de oameni. Iată-l pe Mandache furându-i și lui Sims mingea. Mandache la a doua intercepție, asta se duce pe contraatac, ratează, prinde Shiloh. Din nou ratează americanul Shiloh, a doua minge pusă în buză de Subinel. Este clar, voință este, dar și și emoții mari pentru jucătorii gazului deocamdată. Zakis cu Zoran Krstanović, ratează Zakis, prinde foarte bine Ivan Ivanović. Zoki, a patra minge pe care o trage și a treia recuperare ofensivă a lui Shiloh. Suntem în ofensivă, suntem în atac. Krstanović, Lilov, din nou Krstanović își asumă răspunderea încă unei aruncări. Marchează Zoki Krstanović. 5 puncte pentru el până acum. A tras tot Zoran, tot ce a prins. Mandache și Shiloh au încercat și ei coșul de sub panou după recuperări ofensive, au ratat însă. Și poziționarea greșită a lui Zoki la această minge, bine, a fost un airball, era greu să-și imagineze că așa va veni mingea. Ne-a costat, am primit 2 puncte, aruncă Ivan Ivanović de 3 puncte, ratează și din nou suntem în defensivă. Altă, cel care a ratat mai devreme pentru Zakis, pasă decisivă ratată, se duce Mandache din nou buză, prinde Krstanović, ratează și Zoran Krstanović. Avem 5 mingi puse în buză din spațiul de 3 secunde în primele 4 minute. Deloc încurajator acest fapt. Și totuși conducem 5-4, apărarea ne ține. Falters, stop shoot de 2 marcat, l-a păcălit pe Lilov de această dată. Shiloh, Lilov pentru Ivanović. Se duce pe stânga până în coș, ratează Ivanović și avem repunere. Foarte bine a apărut la recuperare Mandache. Dominăm clar jocul la recuperări ofensive. Repune Mandache. Krstanović joacă cu spatele. Krstanović, un fade away cu puțin noroc, cu stop pe buză, mingea intră.
Stanovic duce singur acest match pe zona ofensivă. Apărarea este una colectivă și este excelentă. Walters trece de Lilov, este a doua oară când este bulgarul depășit. Cere ajutor Lilov, dar nu-l primește. Iată aici, Ivanović a strâns cât a putut. Krstanović ar fi trebuit să facă și el un pas în dreapta. Din nou Zoki aruncă de 3. Este on fire Zoran Krstanović. Un basketbalist a ajuns la 30 de ani. O vârstă foarte bună pentru basket. Te ajută și fizicul. Ai căpătat și suficientă experiență și ai și zeci de mii de repetări a toate felurile de aruncări posibile. Din nou Krstanović pentru Lilov. Se dă din păcate fault în atac la încercarea de demarcare a lui Ivan Ivanović. Și vedem prima schimbare. Iese Zakis. Intră cu numărul 42, Campbell. Iată-l pe Campbell. Nu a intrat, mă miram eu să fie schimbarea asta, să-l treacă pe Sims shooting guard. A ieșit și Sims. Au intrat Campbell și Meyers. Pasă greșită acum lui Mandache spre Ivanović. Peste schimbare iese Andrei Mandache. Excelent jocul său defensiv. Nu la fel de inspirat a fost în atac internaționalul român. Înlocuit de Giungerski. Meyer scapă de Krstanović. Prea mare ușurință și înscrie de sus egalând la 10. Adenović pregătit și el la schimbare. Giungerski! Este coș și faul! Este coș și faul pe pătrunderea lui Slobodan Giungerski. A aruncat mai mult ca să fie trimis la linia de libere, să se dea fault pe aruncare. Și a reușit să marcheze Giungerski. Șansă de 3 points play pentru el. Aruncă și ratează oaspeții. A fost încercare de 2 puncte pe final de atac. Aruncă și Ivanović. Din nou se grăbește Ivan Ivanović. Paul Giungerski. Corneliu Țăposu scrie pe basket la Digisport. A spus că mediașul e aproape de calificare dacă bat azi și dacă pierde Cataia cu Pinar. E adevărat, doar pe jumătate, pentru că și Ventspils au nevoie de victorie și cel puțin teoretic sunt mai puternici. Nu e adevărat doar pe jumătate, 100% e adevărat. Dacă mediașul bate astăzi și Ioensun Cataia pierde cu Pinar Karsiaka, mediașul este calificată mai departe la număr de victorii. Atenție, nu contează coșaverajul direct cu Ventspils, chiar dacă am pierdut la diferență mare acolo.
Eu n-am spus că va câștiga sau nu Mediașul, am spus dacă Mediașul câștigă și Ioensun Cataia pierde, e clar. Merge mai departe, este singura variantă în care gazul se califică. La fel, Ioensun Cataia are o singură șansă de calificare, să câștige ea și Mediașul să bată pe Ventspils. În celelalte două cazuri, letonii obțin calificarea. Dacă ei câștigă azi, evident, nu mai contează ce se întâmplă dincolo. Și dacă ei pierd și pierd și cei de la Ioensun, se califică Ventspils grație coșaverajului. Recuperează Mladenovic, șansă de contraatac pentru ai noștri. Giungerski nu se grăbește și Center îi spune stai. Atac pozițional pentru ai noștri, care conduc 12-10. Shailo Ivanovic pentru Mladenovic. Nu este coșul valabil, asta au dictat arbitrii. Gaz Metan Mediaș este o echipă care acasă în Europa a jucat senzațional. Au reușit deja două victorii în această grupă cu Ioensin și cu Pinar Karşiaka. Victoria cu turcii este într-adevăr una strălucitoare. Pinar a învins în campionatul intern campioana în titră, Beşiktaş, echipă de Euroligă. După ce a trecut fără emoții de Mediaș în Turcia, pierdut aici, așa cum sperăm să o facă și cei de la Ventspils, echipă ce ne-a dominat clar în partida din deplasare, câștigată 96-64 de gazde, care au câștigat toate cele patru sferturi, 29-16, 23-17, 22-14 și 22-17, aruncă Lilov de 3 puncte, airball, recuperează Titus Nicoara, a intrat pe teren acum în locul lui Ivan Ivanovic. Avem un nou pozițional, suntem în ultimul minut al sfertului 1, Giungerski pentru Lilov, pleacă pe stânga bulgarul, întoarce la Titus Nicoara, pătrunderea lui Nicoara, semicârlic de dreapta, mai mult pentru a urmări această minge pe care o prinde, este intervenție însă bună și a lui Tima, cel pe care l-aveți acum în prim plan și grație din cauza regulii posesiei alternative, mingea va fi a oaspeților. Rămânem în pressing 25 de secunde până la finalul primei perioade de joc. A ieșit bine Giungerski la Vairogs. Leias Meers pentru Vairogs. Lilov aproape de el, 8 secunde de atac, 7, 5. Vairogs trebuie să arunce, Lilov, excepțional, capac, Giungerski de la centru. Lilov vroia mingea. Lilov era 2 metri în fața lui Giungerski și a vrut mingea. N-a primit-o, Center sare de pe bancă și le strânge mâna elevilor săi. O primă parte a meciului în care am arătat că putem să ne apărăm împotriva unei formații cu un atac absolut deosebit. Ventspils, o echipă foarte, foarte periculoasă în atac.
80,5 puncte pe meci au marcat în medie letonii. Procentaje foarte bune, 43,5% la 3 puncte, 57% la aruncările de 2. De altfel, și în partida tur lucrurile au stat cam așa. Procentaje speciale pentru Basket Club Ventspils, 95% la libere, 19 din 20 au marcat, 62%, 61,9 mai exact, la 3 puncte, 13 din 21 și 76% la aruncările de 2 puncte, 19 marcate din 25 de încercări. Astăzi Mediașul a reușit să se apere mult mai bine decât a făcut-o în meciul tur și asta se vede și pe procentajele oaspeților. Sub 40% la aruncările de 2 puncte și niciun coș marcat de 3 până acum. Începe sfertul al doilea cu Giungerski ridicându-se peste adversar, peste Sint și marcând primele puncte ale sfertului 2. 14-10 Mediaș Ventspils și ne apărăm în continuare sus. Fault Lilov, greșeala personală a bulgarului Lavairox. Lavairox pleacă pe stânga, Lilov, intercepție, șanse de contraatac cu Giungerski care întârzie pasa spre Nicoară și apoi o aruncare la coș pentru a primi libere. A mai făcut-o odată atunci pe pătrundere Giungerski, a ieșit coș și faul. Acum arbitrii nu s-au lăsat păcăliți. A fi repunere din lateral pentru Gazmetan. Lilov la Mladenovic. Nicoară, Giungerski, dezechilibrat pe aruncare, a ratat această încercare de 3 puncte și din nou oaspeții în ofensivă. Sims unde ajunge în 0 grade. Shailo și Nicoară se luptă la recuperare. Ce bine că au fost doar ai noștri. Giungerski, Giungerski scoate la Shailo de 3 puncte. Este coș de 3 puncte. Coș de 3 puncte marcat de Kyle Shailo. Iată reluarea reușitei americanului. Și sala reacționează la jocul foarte bun al echipei favorite. Aruncare de 3 puncte ratată. A fost încercarea lui Leismers, a ratat și Mers după. Shailo acum, Shailo, Shailo se ridică peste Mers și este fault. Ce detent are Kyle Shailo. Vor fi 2 libere pentru fundașul american al Mediașului și este schimbare, iese acum de pe teren Lilov, reintră Mandache. Are bancă lungă center. Shailo a rămas singurul jucător neînlocuit până acum. După ieșirea lui Lilov. Și probabil că prezența în lot a lui Devon Mitchell ar fi schimbat și acest lucru. Devon Mitchell încă nu poate juca pentru Medieșeni, o accidentare l-a ținut mult timp departe de parchet. De fapt, două accidentări, este vorba de două accidentări diferite, au venit însă din nefericire, succesiv n-a apucat să revină după prima
Devin Mitchell și a fost lovit încă o dată de ghinion. Va fi repunere de sub panoul nostru. În acest sfert 2, deocamdată n-am primit coș și au trecut 2 minute. Iese Mladenovic de pe teren, reintră Zoran Cristanović. Walters pentru Sims, top shoot de 2 ratat, recuperează Shailo. Este a 5-a recuperare a lui Shailo. Giungerski pătruns bine și a scos un foul. Giungerski pleacă bine pe pătrundere. Îi convine această apărare fără prea mare ajutor pe care o fac letonii. Fiecare e responsabil de omul lui. Giungerski pleacă bine de pe loc, mai ales când are om lipit de el. Și aruncă mingea pe lângă și face imediat un pas mare, iar apoi protejează foarte bine mingea. Iată-l primind pe Giungerski. Neinspirat de data aceasta, a intrat în capcană. În fericire, simți, s-a călcat afară, avem și noroc. S-a fost presat de Mandache. Atac nou de 24 de secunde. Arbitrii au considerat că mingea a fost în posesia oaspeților. Iese Nicoară, intră Ivanović, încă o schimbare. Iese și Shailo și pentru prima dată în teren Adi Guțoaia. Center vrea să țină un ritm foarte bun în defensivă, de aceea schimbă des. A avut dreptate până acum cu tactica pe care a adoptat-o. Aruncă, dar ratează Cristanović și acum Falters. Berzins și Cristanović nu poate să se apere. Iată-l prins cu mâna jos. A fost un semichelit de dreapta lui Berzins și acum Ivan Ivanović și el răspunde tot printr-un semichelit de lângă Tima. A ratat și Ivanović. Suntem în defensivă, 7-2 scorul în acest sfert. Tima, Ivanović lângă el. A apărat bine Ivanović, l-a încurcat Giungerski, trece de Tima, Ivanović! Ivanović! Ce păcat că a pus mingea alături! Sper să nu ne coste aceste ratări. Am pus mingea alături de câteva ori din poziții foarte bune. Mandache face un meci defensiv de filmat și de arătat tinerilor jucători. Model de apărare la Mandache până acum. Guțoaia, Cristanović, Ivanović și acum Giungerski. Guțoaia, Mandache trebuie să arunce o secundă lungă aruncarea. Cred că ar fi putut recupera Guțoaia dacă n-atingea Zochi mingea. Dar a fost vorba de lipsă de comunicare. Adrian Guțoaia n-a spus, n-a strigat eu. Și n-avea cum să-l vadă Cristanović. Berzins. De data aceasta se apără bine Zochi. Contraatac cu Giungerski, riscând o pasă pe vârf. Pentru Cristanović, pasă prea în față și ratăm, pierdem o posesie fără aruncare. Este time-out cerut de center, care simte că ne-a luat un pic valul. Cred că a făcut bine oprind jocul Marcel.
spatele Florin Muntean, tânărul, extrem de tânărul manager al Gazului. Iar în mijlocul imaginii, fostul conducător de joc al echipei naționale, acel center, aflat la a doua provocare din cariera de antrenor, după reușita la cârma Universității Mobitel Cluj-Napoca, echipă cu care a reușit să câștige și titlul național. Atât pe Giungerski, ce sus stă. Vor repune oaspeții și o fac prin Laxa. Sims. Donald Sims la Walters. Scapă distanță, Berzins, aruncare după pași însă a lui Laxa. Din nou ne apărăm bine. Câtă intensitate în defensivă vedem la echipa noastră. Ivanović, Giungerski, Ivanović, pe pătrundere, aruncare pe un picior, vine Krstanović și prinde în atac Krstanović. Este faultat, bravo Zoki, sărută mingea pivotul nostru. Va beneficia de două aruncări libere. Are ceva intensitatea pe care o vedem în apărare la Medieșeni cu cea pe care am văzut-o la meciul Stelei cu Ajax. O să spuneți că am luat-o și eu razna și încep să vorbesc de Steaua chiar și la basket, unde Steaua este în divizia B. Iar motivul, m-am întâlnit pe holurile televiziunii Digisport cu Laurențiu Reghecamp, cel care este acum invitat la Fanatic Show pe Digisport 1, și vorbeam despre cheia succesului cu Ajax, acea determinare extraordinară, acea presiune pe care fotbaliștii Stelei au pus-o pe adversari, exact aceeași presiune o vedem pusă de basketbaliștii lui center pe jucătorii de la Ventspils, o echipă bună de tot aceasta, Basket Club Ventspils, dominată până acum de reprezentanta României, singura rămasă în Eurochallenge. Din nou pune mingea alături Ivanović. Cât de bine ar fi arătat tabela cu reușite de sub inel aceste faze pe recuperările noastre ofensive. Shailo a ratat de două ori, Mandachi odată, Krstanović cel puțin odată și Ivanović de vreo două ori. Am pierdut, am ratat 10 puncte ușoare cu care respirau medieșenii mult, mult mai ușurați în acest moment. După această partidă în direct de la Constanța puteți urmări un meci din campionatul intern. Surpriza din ultimele etape, Farul Constanța joacă împotriva celor de la U-Mobitel Cocluj. Meci interesant se anunță între cele două formații.
timp ce pe DigiSport 3 de la 19 și 30 de minute iubitorii handbalului pot urmări meciul dintre Old Kim și Corona Brașov. Iar la ora 22 pe DigiSport 1 este unul dintre meciurile pentru care s-a inventat fotbalul, Barcelona-Real Madrid în Cupa Spaniei, returul. După ce cele două echipe au încheiat la egalitate partida tur de la Madrid, marchează Ivanovic. Și fanii din tribune îi strigă numele, Donald Sims scapă mingea în afara terenului de nerecunoscut echipa letonă după demonstrația de basket care ne-au făcut-o la meciul tur. Iată că astăzi la Mediaș lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Mult mai curajoasă replica băieților noștri. Beca Fensfils se apără în zona acum, Giugerski la Mandache. Mandache sparge, Mandache până în coș. Superbă pătrunderea lui Andrei Mandache. Ce schimbare de direcție reușește Andrei. Și conducem la peste 10 puncte, este 23 la 12, încă o minge pierdută, încă un atac ce nu poate fi finalizat cu aruncare la coș, a fost pasă greșită a lui Martins Lasca, Laxa, pardon, uștul de 22 de ani, care a făcut un meci excelent în tur, 12 puncte, 8 recuperări. Iese Giungerski, reintră Shailo, 3 minute și 33 de secunde până la pauză. Am primit doar 2 puncte în 6 minute și 12 secunde în acest sfert al doilea. Rămân în pressing oaspeții, renunță Ivan Ivanovici să mai repună. O va face Shailo, Lilov și Mandache sunt la primire. Să vedem cum se descurcă ai noștri în fața pressingului. Marcel Center pare relaxat. Este clar că a pregătit și această fază a jocului, da? Nicio problemă. Pur și simplu au vrut să întârzi un pic repunerea, nimic mai mult. Letonii, Shailo. Și este o problemă cu tabela. Timpul este o problemă. Iată tabela de marcaj, 3 minute și 27 de secunde. Mandache pentru Shailo. Shailo. Ce frumoasă aruncare, din păcate ratează. Berzin s-a făcut recuperarea. Și acum la Esmers. Le primește Bersins. Pași! Da, da, Vairox permite abatere de pași și Center îi cere lui Shailo să joace o anumită schemă. Nou Shailo aruncă de 3 puncte. Krstanović! Este coș! Și se bucură mult Center, a simțit-o Marcel.
Coș de 3 puncte, Zoran Krstanović, 13 puncte reușite de el până acum, mai multe decât întreaga echipă de la Ventspils. Batere de picior Krstanović. Vor fi 14 secunde, mai rămăseseră doar 4, se resetează cronometrul. Revine cu numărul 7 pe teren Meyers. Iese Zakis, niciun punct marcat de Zakis. Nici Meyers nu stă mult mai bine, 2 puncte și 2 recuperări până acum. Bayrog s-a repus, Dima. Coș cu faul, da, intervenție greșită a lui Mandache. Mers, îi luase fața, nu mai trebuia să încerce să facă nimic Mandache. Așa i-a oferit lui Mers șansa de a marca 3 puncte în aceeași fază și nu ratează șeptarul oaspeților. 2 minute și jumătate. Shailo are primit de la Lilov. Abatere de picior. 14 secunde. Shailo pentru Mandache, pleacă pe tușă Mandache, încearcă cu pământul la Ivan Ivanović. Shailo se apără bine și își oprește adversarul. Vairox iese Krstanović și face intercepție. Și ce păcat, e a doua oară când se feră fault ofensiv la Ivan Ivanović. Pentru lupta, în lupta lui pentru plan. Citesc comentarii de pe basket la DigiSport. Excelent joacă gazul, sper să continue așa, spune Mihai Sorin Necșulescu. Ratează prea mult, în schimb se apără bine, părerea lui Eugen Buturoagă. Alin Bobeica, sper să nu li se termine gazul spre sfârșitul meciului. Dacă pot ține acest ritm, au victoria 100%. Din păcate primim încă 2 puncte de la același mers foarte ușor, Răzvi Chivu. Să le dăm cu sala în cap. Haide gazdu, Timișoara vă susține. Lilov pentru Shailo, din nou Lilov. Fentă bună a bulgarului, pătrunde, reminge scoasă în colț la Zoran Krstanović. Aruncă de 2 puncte, ratează din păcate. Și din nou Beca Ventspils în ofensivă, Tima pentru Nicoara această pasă. Și este abatere de picior, repunere pentru noi. Timeout. Într-adevăr, cred și eu că dacă, așa cum a spus Alin Bobeică pe pagina noastră de Facebook, dacă va ține ritmul gazdul, va reuși să joace cu aceeași intensitate, cu aceeași agresivitate în apărare, poate face un rezultat mare cu o victorie. Sperăm că vor putea să ducă meciul până la capăt. Cred că din punct de vedere fizic sunt pregătiți. Așa au arătat în ultimele partide din cupele europene și din campionat. Marcel folosește o rotație lungă, ceea ce îi permite să joace agresiv. Sperăm că vom savura o victorie capătul acestei partide. Vă reamintesc, însă nu este suficient, trebuie și în celălalt meci din grupă
să se înregistreze un rezultat, un anumit rezultat, și anume Pinar Karşiaka să câștige la, în Finlanda cu Joensuun Kataja. Din păcate, în acest moment finlandezii au 19-11. Meciul este însă de-abia la început, în primul sfert. Se reia partida de la Mediaș. Lilov, Lilov pune mingea prea tare în panou. Dima recuperează. Leers, Meers, Sims, a fost fault, da, fluieră fault. 9 puncte avantaj pentru Gazmetan Mediaș. Un avantaj ce se datorează în proporție de 80% apărării. Donald Sims, două libere, doar 2 puncte a marcat până acum americanul. Ratat a doua încercare și acum Shailo. Probabil că vom vedea un atac, un atac lung. Le mai rămâne însă timp pentru încă o aruncare și oaspeților. Shailo. Shailo! Nu putea marca de acolo. Șansă de contraatac. Sims nu se grăbește. Vrea o finalizare pe ultimele secunde ale reprizei. Sims! Faultat! Dancul pe urmărire a lui Meers nu este valabil, dar Donald Sims beneficiază de două aruncări libere. Le transformă și mai sunt doar 6 puncte. Shailo, Shailo pentru aruncarea de 3 puncte a lui Krstanović, care nu intră. Putea fi mai bine, dar nu-i rău nici așa. Gazmetan Mediaș este în avantaj la pauză, 26-20 rezultatul după primele 20 de minute de joc. În partea cealaltă, cu un minut și jumătate înainte de finalul primului sfert, Joensuun Kataja, Pinar Karşiaka, 22-15, pauză. Revenim cu repriza secundă în 14 minute. Shailo, Shailo, a încercat să dea de sus, cred, peste Meers. Hâtupeu la Kyle Shailo, iată-l pe american. Tentă excelentă la fundașul de 1,91 m. Încercat să dea de sus peste Meers, jucător de 2,8, 17 cm mai înalt Meers. Tata a doua liberă, Shailo prinde Laxa. Era aproape de recuperare ofensivă Krstanović. Prins Laxa. Walters ajunge sub panou. De data aceasta Zakis marchează. Primul coș pentru Zakis în partida de astăzi. Zoran Krstanović, cel mai bun jucător de la Gazmetan în atac, pare Veriga lipsă în apărare. Center îl schimbă pe Krstanović. În locul său intră Mladenović. Lilov. Shailo. Shailo, depășire frumoasă, aruncă și marchează Mladenović. Asist Shailo,
doua pasă decisivă pentru fundașul nostru, Giungerski, aproape de intercepție în fața lui Davis Leers-Meyers. Și pasă greșită acum a lui Zakis, arbitri consideră că un jucător de la Gaz Metan a atins ultimul minge. Va fi repunere pentru Ventspils. Minge condusă, consideră arbitrii, la Arturs Berzins, cel pe care l-ați avut în prim plan. Jucător de 24 de ani. Ilov pentru Shailo. 4 minute rămase din sfertul 3. Shailo, stop shoot de 2 puncte, impecabil al lui Kyle Shailo. 10 puncte, 5 recuperări, 2 pase pentru el până acum. Meci foarte bun al fundașului nostru. Acum Walters. Erzins se schimbă la Leers-Meyers. Walters, s-a părut batere de pași, pornire la Walters, se aruncă, Leers-Meyers ratează, prinde Lilov în dreapta, în stânga, pardon, la Giungerski, în dreapta Shailo liber, primește Shailo, aruncă de 3 puncte, ratează, a încercat să le sugereze arbitrilor Ivan Ivanovici că este împins, a sărit strâmb acolo la recuperare, n-avea cum să prindă, însă era singura lui soluție să cerșească un fault. Arbitrii n-au fost păcăliți și va fi o fază defensivă pentru noi. Să sperăm că încununată de succes, Leers-Meyers foarte bine blocat de Giungerski. Bravo, Slobodan! Fază bună defensivă a lui Slobodan Giungerski și acum Walters îl faultează pe Shailo. I-am surprins clar cu această apărare agresivă și bine făcută pe oaspeții noștri. Nu se așteptau letonii la o astfel de defensivă din partea trupei lui Center. O trupă ce a primit în partida tur numai puțin de 96 de puncte. Asta înseamnă 48 pe repriză. E bine, în prima repriză am primit doar 20, deci la media. Și Mladenovic recuperează tot el, aruncă Ivanovic repede de 3 puncte, din nou se grăbește Ivan Ivanovic. Nu-l ajută însă astăzi mâna de la 3 puncte. Cu o șansă să ne desprindem la 9 sau 10 puncte diferență. Giungerski, Shailo, Mladenovic se ridică, se uită la arbitri, a fost fault, supărat Center, în opinia mea a fost însă fault la Mladenovic. Ar fi trebuit să beneficiem de 2 libere prin pivotul sârb. Nimeni nu se ridică acolo să măture mingea de pe inel. Deci antrenorul oaspeților nu este mulțumit de arbitraj. Stelmaers a cerut fault coș la faza precedentă. Giungerski! Excelentă demarcarea! Și la fel de bun pasul dat de Ivan Ivanovic cu pământul. Giungerski se ridică și marchează din fața lui Laxa. Titus Nicoară trimis la schimbare. Giungerski îl faultează pe Sims. Sunt 7 puncte. Sunt 7 puncte avantaj pentru băieții noștri. Ne
Iată ce apărare bună. Medieșenii, Laxa, aruncă, ratează, prinde Giungerski. Mandache, 35 de secunde până la ultima pauză. Mandache așteaptă. Oh, ce pasă Mandache la Mladenovic! Bravo, băieți! Superbă acțiune! Superbă acțiune a băieților noștri, care marchează. Conduc, iată, 9 puncte diferență. Ratează Sims. Au rămas 7 secunde până la finalul sfertului 3. Din păcate, de la partida din Finlanda nu vin vești foarte bune. Să vedem această ultima aruncare a lui Mandache ratată. 44-35 scorul după 30 de minute. Spuneam, nu vin vești foarte bune din Finlanda, acolo unde Pinar Karsiaka este condusă la pauză 52-37. Aminu a marcat 10 puncte, Dixon 7, Senturk 8 pentru turci, 15 puncte Flowers, 14 Firtanen. Mână senzațională de 3 puncte au finlandezii, au marcat 8 coșuri din 13, procentaj 61,5%. Turcii doar o reușită din 7 încercări. 15 puncte sunt multe, dar nu este o diferență de nesurmontat în 20 de minute, atât cât a mai rămas de joc la partida dintre Vensin Cataia și Pinar Karsiaka. Așa că nu ne rămâne decât să le ținem pumnii medieșenilor și să sperăm că vor câștiga, apoi să ne uităm pe fibaeurope.com la desfășurarea meciului de care rămâne în continuare dependentă echipa noastră. Ne calificăm doar dacă se întâmplă să câștige și Pinar. Nu este suficientă victoria noastră contra lui Ventspils. La aceste rezultate, mai departe merg Pinar Karsiaka și Juventus Cataia. Fault acum, început ultimul sfert al acestei partide și dacă apărarea noastră va funcționa ca și până acum, nu văd de ce n-am obține a treia victorie în această grupă de calificare. Și 6-35 scorul. Am primit de două ori câte 10 puncte și odată 15 puncte în cele 3 sferturi scurse până acum. Avem 11 puncte avantaj. Dacă ne apărăm ca până acum, nu se poate întâmpla nimic rău în această partidă. Iată-l pe bulgarul Lilov scăpând pe contraatac. Foarte bună pasă decisivă de la Zoran Cristanović. Walters. Foarte bine închis Vajrox. Nou Walters. Lilov cu mâna sus la el. Și totuși
Notăm încă două puncte de la Sandis Walters, un jucător de 34 de ani. Basketbalist foarte valoros, acest Vairox. Acest, pardon, Walters. Este al patrulea fault al lui Ivanovici, din păcate, și al treilea pentru el în atac. Titus Nicoară a fi trimis pe teren. Are nevoie de Ivanovici, de experiența lui Ivanovici pe final de meci center, dacă se va ajunge la un rezultat extrem de echilibrat. Walters a primit de la Vairox, pătrunde Sims. Putea intercepta Mandache. Vairox cere în stânga, primește sub panou foarte bine Zakis, la limita celor 3 secunde. Din nou diferența scade sub 10 puncte. Shailo pentru Krstanović, ratează Zoki, luptă, excelent, la recuperare! Titus Nicoară, încântător Titus Nicoară la această fază, a prins, deși se afla în blocaj defensiv, în planul 2 a prins peste adversar și a și marcat cu panoul. Cred că se putea da și foul. O liberă suplimentară pentru el. Intercepția acum a lui Shailo, s-a apărat bine de această dată Zoran Krstanović. Nicoară pentru Lilov. Krstanović coborâse bine, Lilov nu i-a dat mingea. A fost faultat însă bulgarul. A doua greșeală de echipă pentru BK Ventspils în acest sfert. Mandache privește Shailo. Lucaș făcut sus de Krstanović. Shailo pentru Lilov, trebuie să arunce. Bulgarul are mână bună, nevoit să tragă de la 8 metri, la un pas de intercepție Nicoară. Sims acum primește Vairox, Berzins și foarte aproape am fost să intrăm în posesie. Sims și Shailo, doi americani, se marchează reciproc. Giungerski trimis la schimbare. Iese Mandache. Fault al lui Krstanović acum la Meyers. Fi două libere pentru Martins Meyers. Prima transformată. Acum Walters, aplaudă center pe Shailo. Schimbare, iese Walters, intră Lersmers. A patra greșeală personală Walters. Jerski, tot patru are și Ivanovici în tabăra noastră. Fentă bună lui Krstanović, nevoit să întoarcă Lilov. Lilov se apără Meyers bine la el, dar comite fault în cele din urmă fluier arbitrii.
Rangers. Le primește de la Shiloh. Jungerski cu pământul, scapă mingea Krstanović. La șaptea minge pierdută de elevii noștri, elevii lui Center, pardon, de jucătorii noștri letonii, au 17 mingi pierdute și este coș cu fault acum. Nou prins pe picior de greșit Zoran Krstanović. Două libere, două puncte și o liberă acum pentru Meyers. Din aceste relori se vede, poate trage concluzia că jucătorii de la Ventspils au valoare. Echipă bună, această formație letonă. Mediașul a jucat însă excelent. Recuperează Nicoară. Cu Marcel Center, 6 minute până la finalul meciului. Merge întoarsă la Shiloh, aruncă de 3 puncte. Shiloh! Kyle Shiloh este în zi mare. Reușește încă un coș de la distanță. Este time-out cerut de pe banca lui Ventspils. Robert Stelmers. Nu știu dacă mai are soluții potriva acestei echipe care arată cu totul altfel decât în meciul tur. Gaz Metan joacă basket adevărat și cred că este destul de înspăimântătoare pentru celelalte echipe românești cu care Mediașul se va lupta în play-off. Această evoluție a gazului. Să puteți să faceți diferența între basketul care se joacă în Eurochallenge și cel din campionatul intern, pentru că imediat după această partidă, tot pe DigiSport 2, avem meciul dintre Basket Club Farul Constanța și UMO Bitelco Cluj. Farul revelația ultimelor etape, UMO Bitelco Cluj Napoca, una dintre formațiile care au pretenții la titlu în acest sezon. Pentru Leersmers, pătrunderea acestuia, pasă pe care nu reușește să o intercepteze Nicoară. 9 intercepții au făcut ai noștri până acum. Sims înscrie de 3 puncte cu om pe el. Greu cântăresc astfel de reușite în moralul jucătorilor. Știi că te-ai apărat 23 de secunde și
Un adversar marchează de 3 cu om pe el. La 7 metri. Din fericire reușim să recuperăm ofensiv. Și iată că stăm de mai bine de 30 de secunde în terenul advers. Și asta contează acum când ne apropiem de final. Prinde Mladenovic în atac. A doua recuperare ofensivă a băieților noștri. Mladenovic a fost faultat și va beneficia de două libere. Pentru prima dată aruncă pentru un punct Mladenovic și transformă. Avem un procentaj strălucit, 64% până acum. Dar nici oaspeții nu stau mai bine. Procentaj identic, 7 din 11 marcasem și noi și ei până acum. Cele două puncte, cele două libere ale lui Mladenovic ne-au făcut să fim peste Fansfield și la acest capitol al procentajului la aruncările libere. Sims, cade Giungerski. Ima. Încă de 3 puncte. Shailo! Călcat afară însă. Apreciabil efortul lui Kyle Shailo. S-a reluat și partida dintre Ioan Tuncataia și Pinar Karsiaka. Prima repriză în care gazdele au marcat tot, iar turcii aproape nimic. Cred că poate să continue meciul la fel. Sper ca turcii de la Pinar Karsiaka să se țină de cuvânt, spunea în emisiunea Eurobasket difuzată înainte de acest meci pe programul DigiSport 3. Florin Muntean, managerul celor de la media, și că a vorbit cu managerul lui Pinar. Și acesta i-a promis că va juca cu echipa bună. Joacă cu echipa bună, dar nu joacă bine. Pinar joacă excelent mediașul. Și chiar dacă nu se întâmplă ceea ce ar fi fost normal să se întâmple în cealaltă partidă, adică o victorie a turcilor, gazul merită respectul tuturor iubitorilor de basket din România pentru ce a reușit în acest sezon de cupe europene și pentru modul în care iese, dacă va fi așa, din competiție. Iată-l și pe Devon Mitchell, pe care fanii celor de la Gaz Metal Media abia l-așteaptă să revină și să pună umărul la îndeplinirea obiectivului, anume titlul de campioană. A lipsit foarte mult și în cupele europene și în campionat Devon Mitchell medieșenilor. Era cel mai bun marcator al echipei. Cel mai bun cu 17,4 puncte în Euro Challenge. Cel mai bun recuperator al echipei, 7,9 mingi prinse pe meci. Și cel mai bun la intercepție, 2,6 intercepții pe meci. Devon Mitchell, liderul mediașului în prima parte a sezonului. Dar de la accidentarea lui, din momentul în care s-a accidentat el, au mai venit nume importante. Shailo, Lilov sau Krstanović.
astfel că îi va fi mai greu să fie omul orchestră după ce va reveni pe teren. Va avea mult de muncă pentru a-și câștiga minute de joc. Puncte avantaj pentru Gaz Metan Mediaș. Fluieră un fault. Și vor fi două aruncări libere. Aruncări de care beneficiază Berzins. Prima ratată. 19 din 20 au marcat jucătorii din Letonia la partida tur. Diferență mare față de astăzi. ...61-45 este scorul în cealaltă partidă care ne interesează, în favoarea finlandezilor de la Juventus Kataja. Mandache aruncă de 3 puncte și marchează. Mediașul n-are cum să mai piardă meciul ăsta. Partidă superbă, partidă excelentă, făcută de trupa lui Marcel Center. Meci în care dovedim că se poate. Și 18 secunde până la final, după care putem să ne concentrăm pe meciul din Finlanda. Care pune Mandache. Schimbare la oaspeți, a ieșit Falter, s-a intrat Leersmers. Jerski cu Simț lângă el. Jerski simte cam cana, își depășește omul și fault mare de două ori, fault, și până la urmă Jerski marchează cu o aruncare pe care n-am înțeles-o. Fault aici la Mandache, încă o dată fault. Nu am văzut și momentul în care Jerski a aruncat practic din oală și a marcat. Shailo se aruncă pe minge și va fi posesie pentru oaspeți, dar următoarea minge între doi va reveni mediașului. Coară, la un pas să-l prindă pe Leersmers la capac. A ratat optarul oaspeților și acum Jungerski, faultat de Laxa. Ambele echipe sunt în bonus, astfel că orice fault se execută de acum până la finalul meciului. Ratează Jungerski. S-a mai strâns un pic scorul în Finlanda. 61-48, Joensuun Pinar. Aruncă Laxa de 3 puncte. Mers, ia mingea lui Nicoară și Leersmers de 3 puncte de la distanță mare.
Riscă totul acum oaspeții, rămân în pressing, să vedem dacă vor și faulta repede după repunere. 14 puncte avantaj pentru Gazmetan. Timeout, Marcel Center. Turcii revin în meciul cu Ioensun. Un coș de 3 puncte al lui Dixon, cel care ne-a făcut viața de coșmar în meciul de la ei. Face ca diferența să fie de doar 10 puncte cu 3 minute și 45 de secunde înainte de finalul sfertului 3. Pierde Giungerski o posesie și Sims înscrie 2 puncte simplu. No pressing pe care îl fac oaspeții. Este însă târziu, cred. Iată-l pe Nicoară finalizând. E târziu, s-au trezit târziu oaspeții, care marchează din nou repede. Este un moment de neliniște la noi, sau de prea multă liniște. Ori s-au simțit câștigători Ivanovici și compania, sau se precipitaseră un pic. Cert e că această fază în care au plimbat mingea cu lejeritate i-a liniștit pe ai noștri. Ratează din păcate Ivanovici. Sims își mai trece 2 puncte în cont, dar își mai sunt încă 10 puncte în plus pentru echipa noastră și 35 de secunde până la final. Uțoaia pentru Nicoară. Giungerski scoate la Ivan Ivanovici. Mandache, este fault comis asupra lui Mandache. Cinci puncte, o recuperare și 2 pase pentru Andrei. Nimic spectaculos, dacă ne uităm la aceste statistici, dar Mandache a făcut un meci excelent. S-a apărat impecabil și are un rol important în acest succes. Transformă ambele libere Mandache. Acum Sims. Lersmers de 3 puncte ratează. Ivanovic prinde. Secunde. Rămânem în ofensivă, încă 4 secunde până la finalul meciului. Publicul este în picioare. Din păcate, sunt șanse ca această victorie mare și frumoasă să nu fie suficientă pentru calificarea Mediașului. Ultima aruncare intră, este coș de 3 puncte, se termină 67-58, 65-51. Ioensun, Cataia, Pinar, Carșiaca cu 13 minute înainte de final. Vă spun repede la revedere, în același timp felicit Mediașul pentru victorie. Vă spun la revedere pentru că trecem la Constanța. Radu Abramescu va comenta partida dintre Farul și Universitatea Cluj. Eu sunt Ștefan Leca. Toate bune!